Artist vizual canadian cu rădăcini românești și evreiești, Lilian Broca a plecat din orașul în care s-a născut, București, când era un copil. A știut întotdeauna că va fi artist și după ce a absolvit Universitatea Concordia din Montreal în 1968, a urmat cursurile Institutului Pratt din New York. Deși a ales inițial pictura, întotdeauna i-au plăcut mozaicurile, iar acum este o personalitate recunoscută în această artă. Casa în care locuiește împreună cu soțul ei, David, este un adevărat muzeu. Lilian a purtat mereu România în inima ei mare, chiar dacă de la emigrare au trecut 64 de ani. Îmi pare bine că ai spus că port România în suflet, că e adevărat. Cu toate că am plecat la 12 ani și n-am văzut România prea mult, dar știi, când copilăria e sunt cei mai importanți ani din viața unui om. Nu știu cum anii ăia simt că au durat mai mult timp decât un an în ziua de astăzi. Și mi-a fost foarte dor de mirosul pomilor de tei, de exemplu. Sau floarea asta, care n-am găsit-o în Canada și nu crește aici, care se numește Regina Nopții, care în fiecare seară se deschidea și avea un miros extraordinar. Am fost născută la București. Părinții mei au supraviețuit războiul ca evrei și niciodată n-am discutat în casă nimic despre democrație sau religie, mai ales că era în timpul lui Gheorghe Gheorghiu Udeș și era foarte primejdios să se discute așa ceva în casă și copii să se ducă la școală și din greșeală să spune anumite lucruri. Sau am plecat fără să știu, fără să cunosc. În primul rând, casa în care am locuit este o casă care mai există și acum. A fost construită de bunicul meu în anul 1923. Tatăl meu a avut 16 ani. Tatăl meu totdeauna a avut și talent la fotografii. Îi plăcea foarte mult să fotografieze. Și am încăpărat-o lui de fotografiat. Și când a început filmul 16 mm, alb și negru, din Germania i s-au trimis filmul Agfa. Și el a început să filmeze întâi familia, asta înainte de război. Au făcut mici filmulețe în care se îmbrăcau în diferite costume și pe noi, de fapt pe Eme, că era mai mare ca mine, sora mea, s-a născut în 1944 și ea a apucat vremuri puțin mai bune, sau ea apare în mai multe filme, eu apar într-un singur film la sfârșit, dar el era foarte talentat. Și mama era talentată în alte domenii. Amândoi și-au dat seama că am un dar, pentru că făceam lucruri mici în plastelină. În timpul ăla exista plastelină. Și părinții îmi spun că de când eram tare, tare mică, mă jucam cu plastelina și făceam căței, rățuște, tot felul de animale, dar, totuși, la un centru comunitar se dădea o clasă de desen pentru adulți. Dar părinții au încercat să mă înscrie și au reușit, arătând ce am putut eu să fac. Și îmi aduc aminte cum mă ducea mama la școala asta, pe strada 11 Iunie, care nu-i departe de unde am locuit noi. Și din cauza că eram așa de mică, n-am putut să desenez la un șevalet cum adulții erau. Și de aceea trebuia să mă așez pe o mică bancă și la un capăt punea o scândură, pe scândură hârtia cu pioneze și așa eram și eu în stare să desenez ceea ce desena toți bărbații în jurul meu. Pe o masă era natură moartă. Natură moartă era mâini, picioare în ipsos, diferite părți din corpul omenesc și profesorul insista să desenăm exact ce vedeam.
Am învățat așa de mult despre lumină, despre umbre, cum să dai umbre, cum să reușești să desenezi un lucru să apară. Dar am știut că cei de lângă mine erau adulți și bărbați, pentru că singurul lucru ce vedeam erau niște pantofi enormi și niște pantaloni. Asta e tot ce am văzut. Dar ce am învățat acolo mi-a prins foarte bine mai târziu, odată ce am intrat la universitate aici, în Facultatea de Arte. Pentru că în vest, în timpurile alea, în 60-70, nu se preda așa ceva. Aveam clase unde aveam nuduri, unde trebuia să desenăm nudurile, dar nimeni nu le desena cum erau. Fiecare le făcea abstract. N-am avut cunoștințe de religie sau ceva, n-am știut nimic. Și am fost curioasă. Odată ce am ieșit din România, am văzut împrejurul meu oameni de multe culori. Și odată ce am venit în Canada, mi-am dat seama că sunt multe națiuni și sunt multe religii. La universitate am luat niște cursuri de teologie ca să știu, ca să pur și simplu de curiozitate. Ce n-am știut este că profesorul meu de teologie ne-a dat manualul care a fost scris de Mircea Eliade. Am fost așa de mândră. Și mi-a plăcut atât de mult mitologia, încât mi-a rămas asta în minte. Și cu toate că odată ce am devenit profesionistă, nu am început cu mozaicuri, dar am avut în gând că într-o bună zi am să încep să lucrez în mozaicuri. Și odată ce am intrat la Universitatea New York, unde mi-am terminat masteratul, acolo am făcut un mic mozaic din câteva bucățele de sticlă. După ce am văzut un profesor care făcea niște murale și mi-a plăcut foarte mult. Acolo am făcut primul meu mozaic care nu era deloc bun. M-am gândit că într-o bună zi o să mă apuc și serios. Și a durat 30 de ani. 30 de ani până am început chiar să fac. Nu e așa de simplu. Pur și simplu, materialul este extrem de costisitor și nu toată lumea poate să cumpere acest material. N-am avut lecții, n-am avut cursuri de urmat și primele mele mozaicuri au fost făcute în felul în care eu pictam pe timpul acela. Dacă cineva care este profesionist în mozaicuri și se uite la primele mele care au fost seria lui Estera, poate să-și dea seama că am fost începătoare. Dar cu toate astea, la prima mea expoziție, toate acele mozaicuri s-au vândut la o familie care erau colecționari de arte. Am un singur mozaic din seria lui Estera, care a fost făcut mult mai târziu după ce au fost mozaicurile vândute. Eu am insistat din cauza că am fost solicitată de un profesor care a spus: Lilian, trebuie să facem o carte împreună, să publicăm o carte despre seria ta de Estera. Și am spus, dacă facem o carte, trebuie să mai fac un mozaic, pentru că în povestea Esterei lipsește o scenă. Și nu vreau să fac cartea până nu termin acest mozaic cu scena. Și din cauza că l-am făcut mai târziu, după ce a fost vândut, îl am în casă. L-am dat lui David, i-a plăcut așa de mult că l-am făcut lui cadou. Ca după câteva luni să vină cei care au cumpărat să-mi spună: te rog, vreau să cumpăr ultimul ca să avem toată seria împreună. Și David nu a vrut, așa că l-avem. A refuzat să-l vândă. Totdeauna am avut critică bună, ceea ce nu înseamnă nimic. Pentru că trebuie să spun, un critic de arte nu poți să iei serios, pentru că dacă îți spune că lucrul tău nu este bun sau nu îi place lui, dacă dai atenție, poți să-ți strici viitorul. Cel mai rău este să nu ai pe cineva să se uite sau să te critique. Dacă critică rău, e bine,
Dacă critică bine, e bine. Asta înseamnă că ți-a dat atenție. N-are importanță. Am avut critică foarte bună pentru mozaicuri, am avut și critică proastă înainte de a început mozaicurile, când am fost tânără și făceam picturi. Atunci am avut câteva care nu erau grozave. Nu m-am lăsat să fiu deprimată de lucrurile care au fost scrise. Nu. Mozaicurile au fost totdeauna foarte bine primite, peste tot. Acum, cu internetul, e foarte ușor să ne cunoaștem toți cei care fac mozaicurile în lume. Ne cunoaștem, suntem tot timpul în Facebook, în e-mails, comunicăm foarte des. Și, deci, am expoziții peste tot. Am avut expoziții în Franța, am avut expoziții în Turcia, am avut expoziții în Israel, am avut expoziție mai ales în Statele Unite. My name is Lillian Broca and I am a visual artist here in Vancouver. And we are now at Il Museo at the Vancouver Italian Cultural Center. And this is my exhibition called Mary Magdalene Resurrected. I started doing research on Mary Magdalene in 2016. Previous to this biblical figure from the New Testament, I completed three others, Lilith, Esther, and Judith, the last two also using the mosaic medium. Why mosaic? I love the luminosity of glass. I love its reflection and the long-lasting quality. I use Venetian smalto glass, which is opaque. Through the manipulation of that light in my narrative series, I am able to create works that possess both intellectual content and a dynamic living quality. Pentru Maria Magdalena mi-a durat 9 luni de cercetări până am reușit să înțeleg despre ce e vorba, ce vreau să fac și după 9 luni am angajat modele pentru Isus și pentru Maria Magdalena. Am făcut pozele, am făcut schițele, le-am pictat și de-abia după aceea am început să tai sticla. Historically, there are a lot of things we don't know about Mary Magdalene, like how old she was. Was she old? Was she young? Was she middle-aged? Mariam, do you remember I asked for your help so I could finish the series? I heard your voice. I came. Mariam? With the scattered fragments of an ancient mosaic medium, I've been striving to reconcile diverse opinions in the varied narratives I read about you. It was such a privilege for me to work with Lilian Broca because, you know, she's a famous international artist. Am început cu România și da. Cu România din sufletul tău. Hai prin cele două filme extraordinare să ne întoarcem în România. Prima inițiativă a fost Adelinei Șuvăgău. Ea s-a întâlnit cu mine în 2006, venind la deschiderea expoziției mele, unde, fără să știu eu, a fost angajat corul românesc. Și ea a venit să filmeze acest cor românesc, care aparținea unei biserici. Și cineva i-a spus, artista e româncă, și mi-a spus un lucru care nu mi-a trecut în cap în momentul ăla. S-a uitat și mi-a spus, Lilian, eu înțeleg de ce tu ai făcut această serie de Estera. Mi-a spus de ce. Și mi-a spus din cauza că te-ai născut în România și stilul este bizantin și tu ești evreică și Estera este o eroină evreică și ai combinat astea două lucruri. Și m-am uitat la ea și m-am gândit, nu mi-a trecut până cap așa ceva, dar mi-a plăcut ce a spus. So, din cauza că mi-a plăcut, am adoptat ce mi-a spus ea și vreau să-i dau credit. Ajungând în România,
în 2010. Adelina și cu mine eram într-un taxi și taxiul venea de la aeroport și am intrat pe Kiselev și am văzut Arcul de Triumf. Și am spus, Adelina, eu am să spun exact cum ajungem la mine acasă, că ea nu fusese la mine acasă. Și am spus, mergi drept, ia-o la stânga, ia-o la dreapta și am ajuns acasă. This is my street. It's very sad, isn't it? De la 12 ani n-am mai fost acolo, acasă la mine. So, când am trecut pe la bisericuța Sfânta Ecaterina, care era la colțul străzii mele, era prea mult pentru mine. Am început să plâng. It's too much. It's a little too much. Să văd casa unde am locuit a fost foarte greu. A trebuit să dovedesc că, într-adevăr, eu sunt nepoata acelui domn care a construit casa. Cum îl chema pe bunicu? Emil Berkovici. Tatăl meu era Iulius Berkovici, dar și-a schimbat numele în timpul războiului. Am schimbat numele la Broca și am rămas Broca. Nu mi-am luat numele soțului meu. Acest domn, Emil Berkovici, a construit această casă și a construit-o așa, din beton armat. Și când această doamnă, care era în curte, mi-a spus, eu nu te cred că ești, da? Am spus, am să-ți dau o dovadă. Eu pot să-ți spun că tatăl meu, la 16 ani, odată ce a fost terminată această casă, a scris cu degetul numele lui și anul în cimentul care era încă umed, în pod. Și ea a spus, nu-i nimic în pod. Și atunci am spus, eu pot să vă arăt. Și a spus, da, arată-ne. So, am explicat prima, asta este prima ușă, mai este încă o ușă, ușa asta este scara de serviciu, scara de serviciu se uite la etajul 2 și am ajuns la pod. Și am intrat și am știut că e un perete care are două uși, dar trebuie să o fac la dreapta. Și când am ajuns la colț, am făcut la dreapta și îi spun lui Adelina, deschide lumina acum. Și aveam degetul așa să-i arăt unde. În momentul ăla mi-a intrat ideea că eram mică. So, la nivelul ochiului meu nu era acolo, era acolo. Și am mișcat mâna și am spus aici. Și ea imediat a prins lumina ca să vezi că scria I. Berkovici 1923. Trebuie să spun că toți au rămas încremeniți, dar eu și acum, văzând asta după atâția ani de zile, și n-am știut că o să o găsească imediat. Dar văzând acolo, că am simțit, tot părul mi s-a ridicat pe ceafă, pe mâini. Și ne-am dus la școală. Școala unde eu am făcut primele patru primare, în școala numărul 120 de fete. Acum școala este mixtă și a fost mixtă de mult timp. Dar s-a întâmplat că tocmai în acel an, 2010, directorul a venit, a vorbit cu noi și a spus, well, n-a să vedeți nimic înăuntru, din cauza că o dărâmăm interiorul, n-o să vedeți băncile de copii mici, n-am putut să vedem nimic. Noi am fost totdeauna foarte aproape de familie și părinții mei au avut o familie foarte mare. De asta ne-am dus la Montreal în timp, pentru că am avut bunici la Montreal, tata a avut un frate și două surori și mama a avut un frate și o soră în Montreal, care veniseră după război. Toți aveau copii și nepoți și eram un trib întreg. Și eu trebuia să învăț la școală, să trec bacaloriatul și în living room erau toată familia și noi românii vorbim foarte tare. Vorbim tare și vorbim repede. Și încercam să mă concentrez să învăț. Dar părinții în timpul ăla nu știau child psychology, psihologie de copii. Nu exista așa ceva. Trebuie să faci bine la școală, trebuie să capeți note bune, n-aveam încotro.
It all began many, many years ago in Montreal when I first met Lilian. It was an accident that turned into a long-term relationship. When I first met Lilian, I was so intrigued with her background and her career in art. And at the same time, I always had a strong affinity for European culture, food, and art. Seeing that my background was European, where my grandparents came over from both Poland and Russia in the early 1900s. And of course, when I met Lilian, she introduced me to a number of areas that were of great interest to me. Art was one, two, incredible food, and at the same time, I got to learn about the culture of Romania, which was an unknown factor in my life, but I learned very quickly. And after we got married, which was in the early 70s, we traveled to Romania. And there I got a real taste for Romanian culture. We drove through Romania from Hungary and spent about a week or 10 days in Romania and toured throughout the country. I saw everything from the mountains to the parks, to the beautiful fountains. We went to the opera. I got to understand and appreciate a lot of the history and the art. And do you like Romanian food? Oh, that's something very dear to my heart. When I first met Lilian and I was invited to her home for sumptuous meals, I got to experience mitite, vinite, ikra, of course, Turkish coffee. That was a must. I remember fondly the different colors and the composition of the foods. To me, they were absolutely a spectacular introduction to Romanian cuisine, if not Romanian culture. David e născut în Montreal, părinții lui sunt născuți în Montreal, bunicii lui venise când bunicii lui erau copii. Unul a venit din Odessa și celălalt a venit din Polonia. El n-a știut nicio altă limbă în afară de franceză, pentru că toți vorbeau franceză. Și odată ce m-a întâlnit pe mine, i-a plăcut totul. I-a plăcut mama mea și tatăl meu. I-a plăcut foarte mult pe amândoi, plus că era nebunit după mâncarea românească. Și acest om este gourmand, gourmet și gourmand, amândoi. Și mama gătea foarte mult. David are un vocabular de vreo 100 de cuvinte pe românește și le combina el. Dar eu înțeleg ce vrea să spună și dacă suntem pe stradă și nu vrea nimeni să înțeleagă, e bine, putem vorbi pe românește. Lilian, being an artist, much of her work is in the home, but fortunately, we have been able to travel and acquire art. And I think one of the things that helped me in my earlier relationship with Lilian was that I was collecting art before I met my future wife. And that earned me a few points at that time. I was very attracted to Lilian, and I was probably one of the few Canadians who were dating her. And I guess just by having this interest in European culture and interest in the politics, at the same time, an abiding love of art,
it helped in our, I think, formidable early years. Fiecare are soarta lui. Soarta mea a fost să plec din România, să ajung în Canada. România e în sufletul meu și știi de acum că este în sufletul meu și a fost totdeauna. Eu cred că există o memorie genetică, așa cred eu. Altfel nu înțeleg de ce am așa o afinitate spre România. Nu înțeleg. Totdeauna mi-am dorit, am visat că am o expoziție la București. Asta a fost visul meu și sper că într-o bună zi toți prietenii mei o să fie în stare să vadă aceste mozaicuri, nu numai în film, dar în persoană și să poată să atingă cu mâinile sticla care este mediul în care am lucrat. Asta ar fi minunat și e visul meu. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.